Pare incredibil, dar a apărut marcajul pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău, ce e drept deocamdată doar în perimetrul străzilor Ismail și Pușkin. Șoferii sunt cei mai fericiți. Știi care bancă, pleci curat, fără probleme. Cine vrea, așa și făcut. Cine vrea și îți face la drum. Dar acum este banca și trebuie să ducem cum scade. Mai bine te orientezi. Cu marcajul e mai bine, da. Se circula greu, dar înțelegem că e șantier, nu? Numai că marcajul nu va ține mult, mai ales că vine iarna. Responsabilii de la Direcția Transport susțin că au folosit pentru asta vopsea simplă. Poate să apară și unele schimbări, unele modificări la marcaj și în primul an de exploatare se vede toate. Apar problemele unde poate a fost o greșeală de proiectare. În mod normal, vopseaua folosită pentru marcaj ar trebui să țină cel puțin 3 ani în funcție de intensitatea traficului. Anul viitor va fi cu bicomponent, va fi marcat cu vopsea care are o durată de viață mai mult, undeva dublu, triplu. Și aceala va ține mai mult ca și aceasta. În timp ce unii desenează marcaje rutiere, cei de la Regia Transport Electric au început curățenia generală pe bulevard. Aceștia curăță pilonii de electricitate și schimbă ledurile nefuncționale. Depinde cum sunt lipite ele. Sunt cu clei de păva, de ferit. Mai am avut 20 minute. Unii se ia mai greu, mai mult ne grămădim la un stâlp, unde mai puțin, mai puțin. Curățăm, roadem, să fie stâlchi curați. Lucrările de reconstrucție a bulevardului Ștefan cel Mare fac parte dintr-un proiect european care presupune reabilitarea 6 străzi din capitală. Valoarea acestuia este de 22 de milioane de euro. Lucrările de aplicare a marcajelor rutiere vor fi finalizate în 27 august.